Țelului Vilianti dă drumul la un balon pentru Iorga, așteaptă în centru Paraschiv și pe jos se duce mingea la Paraschiv, Paraschiv, șut, gol! 1-0 pentru Oțelul din minutul 51. Mai puțin de 3 zile după ce a învins FCM-ul, iată că Paraschiv marchează din nou și va fi tare complicat pentru oamenii lui Tibor Selimeș. Cât de liber era însă Paraschiv în centrul defensivei, o preluare cam largă, apoi un șut din alunecare ce până la urmă s-a dus peste portarul pe suportarul Albuț. Florin Dan, un nou atac inițiat de mijlocașul celor de la FCM Târgu Mureș. Gol! Este gol până la urmă! Minutul 80, la acest scor avem prelungiri. Da, nici urmă de offside de data aceasta. N-au reușit să-l mai prindă fundașii lui Dorinel Munteanu, pe sub Grahovaț, atras Subotici. Pena, Giurgiu, o minge după care aleargă Neagu, Neagu și este penalti pentru Oțelul, minutul 84. Da, și a fost fault. A fost faultul lui Silaghi. Ce final de meci avem aici la Galați. Îl văd și pe Giurgiu lângă balon, îl văd și pe Antal. A venit și Marius Pena, însă tot Antal rămâne și este gata să aducă o calificare a Oțelului în sferturile competiției și să marcheze din nou împotriva fostei sale echipe. 2-1 a fost și scorul de sâmbătă de la Târgu Mureș în campionat. Acum Antal față în față cu Albuț. Foarte bun momentul pentru a marca un gol, minutul 87. Bate Antal și ratează! Ratează Antal șansa de a califica pe Oțelul în sferturi. A tras la rădăcină, pare gol! Gol, ce gol! Un euro gol al lui Antal! Senzațional golul lui Liviu Antal, arătat din penalti, însă a avut o execuție magnifică! Poporski de la Galați! Extraordinar! Extraordinar! Nu mai e nimic de făcut! Tibor Selimeș nu mai spune nimic, să revedem. Iată, a șutat Antal, a apărat bine, Albuț a ghicit golul și nu a tras deloc rău portarul Oțelului, după care Pena a recuperat. A centrat și priviți ce execuție a la Rivaldo a lui Antal. Extraordinar, extraordinar ce gol a dat Liviu Antal. S-a certat cu Dorinel Munteanu, a fost trimis la echipa a doua pentru comportamentul extrasportiv, el și cu Cojoc. Până la urmă a fost adus de Dorinel Munteanu pentru partida cu United. Frunză pentru Neagu. Neagu este deposedat până la urmă de Celsinio și un carambol și vedem un cartonaj roșu direct pe care oho, se termină cu bătaie această partidă și sunt puși serioși, nu doar la Steaua Rapid. Iată și la Oțelul FCM. A scos direct roșu arbitrul Robert Dumitru. S-au calmat spiritele, un cartonaj galben pe care îl vede Neagu și automat roșu, a văzut într-un minut și jumătate două galbene mijlocașul Oțelului, iată că este eliminat, se termină cu Balamuc această partidă, păcat, păcat de golul lui Antal, a fost un spectacol senzațional în repriza a doua între Oțelul și FCM.
Să revedem ce a fost la acea fază. Iată intrarea lui Neagu la Celsinio. A lovit și Celsinio, este adevărat, cred că ar fi meritat și el un galben. Da, chiar un roșu direct. A fost într-adevăr un foul din spate și iată reacția lui.